Cristi, mulțumesc pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această seară. Bine ai Salut! venit! Mersi și eu de invitație. Salutări celor care participă în acest eveniment. Avem, cum să spunem așa, trăim vremuri interesante. Le cam tot trăim de 2 ani încoace, dar de data asta se pare că sunt mai interesante decât au fost chiar și în pandemie. Să începem cu subiectul principal al zilei. Ieri, Fed, Banca Centrală Americană, a crescut dobânda de politică monetară a SUA cu 50 de puncte procentuale. Indexii americani au reacționat imediat pozitiv cu un raliu de 3% pe fondul temperării de către Powell a temerilor că vom avea creșteri de rate mult mai agresive. Astăzi vedem un recul. Cum vezi tu această decizie a Fed de ieri? Era așteptată așa cum a ieșit ea în linii mari și mă refer la cel puțin doi parametri, anume creșterea dobânzii într-adevăr la 0,75 până la 1%, intervalul acesta cu ocazia ședinței de ieri a fost anunțat și un alt element, știm că piețele așteptau începerea acelei retrageri, să zicem, de lichiditate din bilanțul Federal Reserve. La un moment dat se vehiculează o cifră de vreo 90 de miliarde pe lună, începând cu iunie. Ieri Federal Reserve a mai venit cu niște precizări, a spus că timp de vreo 3 luni, pe timpul verii, fie 70 sau 75 de miliarde lunar retrase și apoi se va trece la undeva la 90. Deci, poate și aici e o mică nuanțare și dacă piețele aveau o temere că lucrurile puteau să stea mai agresiv din partea Federal Reserve, nu au stat atât de agresiv, dar din punctul meu de vedere n-a fost o mare surpriză. De aceea, creșterea de ieri pare că este anulată de evoluția de astăzi. De obicei, eu nu-mi propun să, și știm din practică, este destul de dificil să ne dăm seama de ce crește într-o zi, de ce scade în cealaltă. Eu mai degrabă operez cu niște intervale, da? Dacă ne uităm la S&P, există niște motive sau anumite condiții ca el să fie între, să zicem, 4100 de puncte până 4300-4400, în fine. Și la un moment dat, dacă lucrurile redevin mai optimiste, ar putea trece de acel 4300 sau 4400 într-un mod susținut. Dacă nu redevin sau dacă devin continuă să fie scenariul pesimist, e posibil să ne ducem și sub 4100, să ne ducem la 4000 sau sub 4000. Deci mai degrabă aș opera cu niște zone mai largi, nu neapărat cu zile sau date punctuale. Desigur, îți spuneam doar de acest eveniment punctual pentru că mi s-a părut foarte interesant pentru felul în care reacționează piețele în ultima perioadă. Avem fluctuații foarte mari, da? Am avut 1000 de puncte ieri sus pe Dow Jones. Astăzi avem 700-800 de puncte minus pe Dow Jones. Vedem nervozitate foarte multă în piață, nu? Este normal pentru această perioadă, justifică ceea ce se întâmplă? Da, sentimentul pieței, na, are și o componentă psihologică. Eu, de pildă, nu aș vedea acum, și când zic acum, poate să însemne luna mai sau o perioadă, da? Niște motive semnificative ca piețele să urce semnificativ și să rămână acolo, da? Și atunci orice astfel de creștere o pun pe seama unui efect emoțional, deci nu neapărat ceva semnificativ, ca dovadă că s-a și revenit cam unde erau lucrurile acum, să zicem 2 zile. Deci e adevărat, evenimentul Federal Reserve este important și va fi important și când se vor publica minutele să vedem niște detalieri, mai multe lucruri. Și se mai pot subînțelege niște lucruri de acolo. Deocamdată piețele au luat așa din zbor, ca să spunem, și încearcă să-și contureze un scenariu sau o evoluție. Ok, avem principalii indici din SUA și în Europa în teritoriu negativ, sau cel puțin majoritatea. Știu că mă uitam astăzi de dimineață, cred că doar FTSE de la Londra este în teritoriu ușor pozitiv. Restul, după primele 4 luni, sunt undeva la minus 7, minus 10%. Cum vezi tu evoluția piețelor globale în acest an? Dintr-un punct de vedere, corectarea aceasta a evaluărilor
putea fi, să zic, estimată măcar direcția, adică faptul că piețele ar putea scădea în 2022. E adevărat că ce nu știam noi la începutul anului, că încercam să rememorez un pic, nu știam când va demara această politică a Federal Reserve, știam că la un moment dat vor crește dobânzile, știam că vor începe acea retragere de lichiditate, dar nu știam momentul, ritmul. Evident că nu știu câți operau cu scenariul unui conflict militar în Rusia, adică Rusia versus Ucraina. Poate că ipoteza de bază era un fel de conflict economic, pentru că el deja era prezent, da? Piața gazelor, prețul gazelor în Europa mai ales, prețul petrolului care afectează și întreaga economie mondială. Deja petrolul era pe la 90 sau în jurul a 90-100 de dolari la un moment dat, chiar înainte de invazia militară. Și atunci, tot acest context, plus evaluările, preanunțau un pic că s-ar putea să avem o perioadă de evoluții negative. Sigur, întrebarea perpetuă este cât de mult durează sau dacă am văzut o mare parte din evoluțiile negative ale acestui an. Și aici eu mă ghidez după câteva lucruri. De pildă, acel indicator, sigur, general, preț supra profit, price to earnings, da, aplicat indiciului S&P 500. Eu de multe ori consult niște surse, factset.com, pot și cei care sunt în piețele internaționale să le urmărească, Yardeni Research și așa mai departe. Și vedeam așa, profiturile, de fapt, evaluarea companiilor din S&P este cam la de 19 ori profiturile companiilor pe care analiștii aceste profituri le întrevăd pentru 2022, deci un forward PE, să zicem, de 19 plus minus. Acum 6-12 luni eram pe la 22-24, erau niște evaluări chiar și pe profituri previzionate destul de sus, poate la nivel intuitiv ne dădeam seama, doamne, piețele sunt cam scumpe, dar nu prea știam de unde să începem sau ce să facem, poate ne diminuăm niște expuneri. Și a început acea corecție. Punctual, pe anumite sectoare sau emitenți, am văzut și reflectarea în rezultate, adică rezultate mai slabe pe la unele companii, niște dezamăgiri, mă refer și la sfârșitul anului, adică când s-au anunțat ele, prin februarie, să zicem, Da, ianuarie-februarie, cam da? așa. Ianuarie, februarie. Internațional, exact. După care unele au mai continuat, să zicem, aprilie. Deci a fost un context, o parte din el putea fi, să zic, previzionat. Evident că de aici înainte nu știm dacă piața are susținere, adică cum ar trebui să interpretăm, dacă s-au terminat majoritatea veștilor negative. Da? Dacă se vor fi terminat, atunci da, poate să aibă o susținere și poate în partea a doua să evolueze pozitiv. Dacă ne mai trezim cu vreo surpriză economică, eu știu, politică sau militară sau cum vrem să o numim, s-ar putea să mai continue acest context. Un exemplu, că îmi vine o variabilă pe care cam toți o urmărim pe piețele internaționale. Inflația pe 12 luni, pe ultimele 12 luni din Statele Unite. Ultima citire a fost 8,5%, am impresia, și mă Da. uitam că peste câteva zile o să se publice inflația pe aprilie, bine, pe ultimele 12 luni. Și era o estimare de vreo 8,4%, deci cumva se creează așteptarea că vom fi depășit acel vârf. Ei bine, aflăm peste o săptămână, două, dacă chiar îl vom fi depășit, sau economia mondială, sau încă nu. Deci și acolo ne mai putem da seama dacă am trecut de o perioadă mai tulbure. Cristi, există sau se prefigurează cumva la orizont o furtună destul de complicată. Da, avem această inflație mărită, avem problemele din lanțul de aprovizionare cu China, cu lockdown-ul de acolo, știm cu toții ce se întâmplă. Pe de altă parte, este problema aceasta, războiul ruso-ucrainean, cu potențiale probleme pe partea aceasta de aprovizionare de petrol și gaze. Crezi că este posibil să avem recesiune economică în zona euro sau în SUA în acest an? Cam cât de mare te-ai gândi, ai estima această probabilitate? Da, acum câteva săptămâni mă gândeam că orizontul e împins ceva mai târziu dacă ar fi să se întâmple o recesiune.
Pentru că mă uitam la acea posibilă inversare, yieldurile la 2 ani versus yieldurile la 10 ani. Sau unii mai folosesc yieldurile de randamentele titlurilor de stat americane la 5 ani sau și la 30 de ani. Da? Am dat deau senzația că se vor inversa. Încă nu s-a întâmplat acest lucru. Să zicem că ar fost un semnal. După care, de curând, am văzut prima citire a PIB-ului american, da? Minus 1, cât a fost? Minus 1,4, dacă țin bine minte, pe primul trimestru 2022. E bine, înseamnă că nu suntem atât de departe de o eventualitate a acestei recesiuni, că poate să mai fie un trimestru ușor negativ și, din punct de vedere tehnic, am putea titra, da? Punem pe presă, site-uri și așa că suntem în recesiune, sau America, mă rog, Statele Unite. Deci e posibil, se poate întâmpla. Pe de altă parte, important mi se pare cum va arăta această recesiune. Dacă va fi una temporară, bine, am mai auzit o dată termenul ăsta temporar și n-a prea fost așa la inflație, dar hai să zicem o inflație, o recesiune mai de durată scurtă, 2 trimestre, 3 până într-un an, da, o recesiune tehnică. Atunci cred că piețele poate să asimileze un pic lucrurile acestea și să, hai să spunem, să nu mai scadă atât de mult sau poate să se stabilizeze și chiar și contraintuitiv, știm că statisticile arată că în istorie, chiar și prin recesiuni, la un moment dat, când se confirma recesiunea, putea să înceapă și o oarecare revenire pe piețe. Dacă e o recesiune scurtă, dacă va fi una mai îndelungată și, repet, ar însemna să se adune alte elemente negative. Mă uitam de pildă pe Europa. Încă nu știm să operăm și să cuantificăm un scenariu în care o parte din țările europene n-ar avea furnizare de gaze și sau petrol, deși am văzut unele încearcă să găsească alte surse, altele au fost blocate, mă refer Polonia, Bulgaria, o perioadă, deci e tot un război din acesta, inclusiv al declarațiilor sau al măsurilor. Și dacă se acumulează aceste tensiuni, nu suntem într-un teritoriu cartografiat, nu prea știm cum arată acel tip de economie, cel puțin pe o perioadă. Și atunci se pot amplifica inclusiv partea negativă pe piețe. Deci, totul depinde, poate, pe următoarele 3-6 luni, aș zice eu așa, să ne lămurim în ce tip de context ne vom mișca. Am înțeles. Acum mă uit la faptul că avem o inflație totuși ridicată, dar este cea mai ridicată inflație din ultimii 40 de ani, 8,5% în SUA, 7,5% în zona euro. Dar ce putem face pentru a ne proteja activele de inflație? În ce Da. ar fi recomandat să investim în acest moment? Eu de fiecare dată când primesc această întrebare, am tendința de a spune că nu există un activ miraculos, să spunem, un activ de refugiu în sensul real al cuvântului, care să spunem, domne, ne protejează de inflație. Pentru că, ok, se mai spune, ne plasăm în aur, plasăm în alte sau monede mai stabile, dar în realitate și acolo poți să ai scăderea prețului aurului, poți să ai bine, nu mai vorbesc de alte tipuri de active despre care se credea la un dat că sunt și ele miraculoase, dar nu prea s-au dovedit a fi. Și atunci, eu spun așa, investitorii poate ar trebui să aibă în vedere poate un an, 2 ani de zile, da? Să zicem că suntem acum în mai 2022, până prin 2024, să se poziționeze pe ceva care să fie peste inflația de pe următorii 2 ani. Dacă, de pildă, în Statele Unite ar fi 7% privit în față sau 6% și după aia să zicem 2-3%, atunci poți să te duci pe niște instrumente care cu 5% randament mediu sau 6 sau 7, să zici că peste 2 ani vei fi peste inflația respectivă. Dar între timp nu ești ferit de volatilitate. Sigur, și pe Europa dobânzile sunt mai mici, mă refer, și yieldurile sunt mai mici. Și ai putea ca investitor să te duci poate și spre bonds într-o anumită măsură sau unele titluri de stat ale unor țări care să-ți dea un yield mai mare. Aici fac încă o paranteză, americanii, da, titlurile la 10 ani, aproape 3% randament, ceea ce nu prea era cu un an de zile, că era cam 1%, iată s-a dus în 3%. Deci cineva care ia o astfel de poziție, un fond de investiții, un fond de pensii, ar putea să fie
la un moment dat să treacă peste inflație, dar poate inflația de peste 2 ani, să spunem. Și atunci nu există activele sau clasa de active miraculoasă, mai degrabă să mergem tot așa pe a ne poziționa în eventualitatea sau în scenariul unui reviliment, care reviliment, repet, poate fi peste 3-6 luni, dar poate fi și peste un an, că nu depinde ceea ce spuneam înainte, da? Celelalte evenimente sau elemente negative. Poate fi și în zona de acțiuni. Dacă cineva și ia sau continuă acele poziții sau mai acumulează pe anumite poziții și se gândește că își asumă volatilitatea, adică mai scade X%, să zicem, tolerează acel risc și peste un an, doi va fi deasupra apei, se poate, adică vor exista și oportunități de acest tip. Ok, Cristi, îți propun să discutăm un pic despre sezonul de raportări financiare, da. Pentru că este în plină desfășurare. În principiu cam vreo 70 și ceva la sută dintre companii au raportat deja, mai urmează câteva luni aceasta și foarte puține în iunie. Din ceea ce s-a întâmplat până acum, cum vezi tu acest sezon de raportări financiare pe piețele externe? Cum au fost rezultatele? Da, în mare parte vorbim de Statele Unite, bine, și partea de Europa, dar se zice că pe Statele Unite avem niște statistici tot din aceleași surse și pe FactSet mă uit cam săptămânal cam cum fac ei statisticile și aș caracteriza rezultatele companiilor americane pe primul trimestru la modul următor. În general, au depășit niște așteptări coborâte. Adică această frază sau această propoziție are două părți. O să încep cu partea a doua, niște așteptări coborâte. Adică după sfârșitul anului trecut, când știm că trimestrul 4 a fost cam dezamăgitor din mai multe puncte de vedere, investitorii și cam toți analiștii și-au setat un pic mai jos bariera peste care companiile să sară la primul trimestru. Și, de exemplu, prin tehnologie, dacă să vorbim la modul general, da, companiile mari de tehnologie, au văzut chiar coborâri de profit trimestru 1-2022 față de trimestru 1-2021. Am mai văzut în multe cazuri încetinire ale creșterilor, adică cifrele de afaceri, mai ales la acele companii de growth, cum le numesc investitorii. Iată că unele dintre ele nu mai cresc cu 40% sau 30%, să zicem Netflix, dacă ar fi să dăm așa un exemplu, cresc cu 10%, cu 12%, cu 15%. Deja când ți se modifică toată această pantă, nu mai e aceeași evaluare. Și am văzut că, spuneam exemplu Netflix, coborâre de preț foarte agresivă, cred că peste 40% sau 50% în ultimele 6 luni. Și atunci, asta este partea cu coborârea așteptărilor, adică mai toate sectoarele investitorii și-au coborât aceste așteptări și și-au coborât și prețurile de multe ori. Iar companiile au depășit aceste așteptări coborâte. Deci sunt exemple chiar și la primul trimestru în care investitorii spun ok, bine măcar că nu e mai rău decât credeam, bine că a raportat în linie, bine că a crescut vânzările, ok, a mai scăzut profitul, dar uite, are număr de utilizatori cam la fel ca anul trecut. Deci, lucruri de genul ăsta, investitorii se mulțumesc cu mai puțin din punct de vedere al creșterii, ceea ce într-un fel mi se pare corect ca poziționare actuală, pentru că uneori lucrurile știm, o cam luaseră razna, chiar și în estimări, adică anul trecut mi se părea că, nu știu, s-a descoperit noua economie, noua tehnologie și de ceea ce nu a fost atât de rapid, adică procesul de trecere în tech nu e atât de ușor pentru economia mondială, să zicem. Hai să spunem că încet, încet investitorii încep să înțeleagă că și companiile din tehnologie nu pot să crească tot timpul cu două, trei cifre și să fie cumva un standard. La un moment dat există o saturație, exact. Pentru că, știi, într-un final suntem 7 miliarde de oameni pe pământ. Nu poți să depășești o cifră rezonabilă. Și până la urmă, rata de adopție nu e atât de rapidă. Deci sunt câteva companii, ziceam de Netflix, dar am dat și PayPal și altele. Practic, ok, cu cât să crească peste un an, peste doi, câtă populație să folosească acele servicii, să le adopte cât de cât rapid, că am văzut
A trecut perioada cu pandemia, lumea mai vrea să iasă și offline, adică nu suntem doar legați de o anumită tehnologie și operatorul Zoom de soluții din acestea de streaming, care și el e listat pe piața americană, a avut o cădere foarte mare, deci până la urmă s-au mai așezat. Cred că e o revenire la o realitate post-pandemie, mai degrabă. Ok, înainte de să te întreb de compania din Fang, vreau să-i rog pe cei care ne urmăresc în acest moment, dacă au întrebări pentru Cristi, vă rugăm să le puneți în platformele în care ne urmăriți, comentariile din Facebook, chatul din YouTube. Vă așteptăm cu mare plăcere și interes să vedem ce vreți să aflați de la Cristi, care este aici în fața voastră. Așadar, Cristi, cum arată rezultatele companiilor din Fang? Pentru că tot vorbisem de Netflix, cum ai spuneai un pic mai devreme. Cum crezi că vor evolua în general companiile din tehnologie în perioada următoare, în subsidiar? Da, practic am pregătit și niște informații, dar până să intrăm pe ele, tot așa o caracterizare generală, anume că cele mai mari companii, deci când facem prescurtarea Fang, ce anume avem? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, da? Bine, de Alphabet, dar asta era prescurtarea. Cam ele au tractat 2020-2021 și sunt toate acele discuții că au o pondere mare în indice, că contează foarte mult în S&P și iau-te cât de distorsionat este indicele. Și unele dintre ele au avut un recul. Bine, Netflix l-a avut pe cel mai mare, într-o anumită măsură și Facebook, despre care o să vorbesc, am pregătit un exemplu. Dar cam fiecare, hai să zicem, Apple poate n-a fost atât de lovită de situația ultimelor trimestre, dar și ea a mai avut o mică scădere și chiar mi se pare că nu vinde în Rusia. Bine, nu știu dacă nu o să vândă tot anul, și asta e o discuție, dar dacă n-ar vinde tot anul, ar pierde 2-3% din vânzări. Nu e foarte mult, dar în fine. Și atunci, chiar dacă marile companii de tehnologie sunt mai depărtate de riscul acestui conflict, adică nu sunt chiar acolo în focul riscurilor, până la urmă tot ai niște creșteri de costuri, ești o companie care operează, da? Poate nu materiale și materii prime, dar tehnologie, semiconductori, ce spuneai, problema aceasta cu China, pe care încă nu am suficiente informații ca să evaluez faza a doua, adică asta de care spuneai acum cu noile blocaje, cu COVID-0, da? Poate că vom mai avea niște trimestre cu încetinire, adică distanța aia între comandă și livrare, care știm că prin industria auto, pe la unele companii a ajuns și un an de zile sau mai mult de un an de zile, ar putea să se extindă în anumite industrii. Deci nu sunt ferite complet. Dar revenind, tehnologia a avut și ea de plătit un preț, poate nu atât de mare, dar este și el. Care ar fi următorul pas? Intrăm în companiile. Da, te rog, te Da? rog. Ok. O să dau. Bun. Am pregătit informații, cred că se vede, da, și pentru cei care ne urmăresc. Da, Cred că, e da? perfect, te Ok. rog. Pentru trei companii exemplificativ am luat Amazon, de Alphabet, adică Google și Meta Platform, adică Facebook. Pentru că ar putea fi importante pentru niște trenduri generale pe tehnologie din Statele Unite. De pildă, la Amazon, eu în tabelele și prelucrările mele folosesc Seeking Alpha ca una din surse, inclusiv pentru estimări. Sigur, mai sunt și altele, Yahoo Finance, MarketWatch, etc. La Amazon, am grupat la modul următor: venituri ale companiei, deci cifră de afaceri, și profit net. Nu am intrat în foarte multe detalii, EBITDA și așa mai departe, ci cel puțin aceste două linii. Ce vedem în anii anteriori? 386 de miliarde de dolari cifră de afaceri prin 2020, 470 aproape, deci o creștere de 22% anul trecut, după care
Trecem către acest 2022 și am pus trimestrul 1, 2022, față de 2021. La capitolul venituri, 116 miliarde de dolari venituri înseamnă o creștere cam de 7%. Deci e ceea ce spuneam înainte, că nu mai avem dinamici pe e-commerce, software, cloud, toate lucrurile astea de 20% sau de 25% sau mai mult, da? Ci ne ducem din nou către 7%, către 10%, către 12%, niște ritmuri mai așezate. Iar pentru anul 2022, pentru întregul an, estimarea actuală pe care o găseam în Seeking Alpha, bine, e o medie a mai multor analiști care urmăresc, ar fi 526 de miliarde de dolari, adică o creștere doar de 12% pentru anul 2022. Ulterior vedeam plus 17%, plus 16%, deci să zicem că prin 2024 un 713 miliarde de dolari. Aici o mențiune. Periodic mai revizuiesc aceste cifre, mă uit la câteva luni așa pe ele și ce am observat este că și estimările față de Amazon au scăzut. Adică față de ce văzusem acum o lună, două, bariera sau aceasta de venituri este coborâtă mai mult, e coborâtă puțin față de perioada anterioară. Deci, din nou, investitorii se uită cu mult mai multă prudență chiar și la o companie precum Amazon. La profitabilitate, la profit net, dacă în anii anteriori vedeam pe un an întreg 21 de miliarde de dolari sau 33 de miliarde de dolari în 2021, pentru anul 2022 cam toată lumea se aștepta la o scădere semnificativă a profiturilor Amazon, lucru care s-a văzut în primul trimestru. În primul trimestru 3,8 miliarde de dolari pierdere față de trimestrul 1-2021 8,1 miliarde de dolari. Acum, pierderea asta e compusă din două elemente. Una este că s-au mai îngustat niște marje operaționale. A doua importantă este că Amazon are o deținere în Rivian, un jucător sau, mă rog, un producător de vehicule electrice mai nou, care de-abia acum începe sau a început producția și la un moment dat, poate ne aducem aminte, era cotat foarte sus pe bursă, sigur anticipând planuri și așa mai departe. Într-un trimestru, adică trimestrul 1, a scăzut foarte mult valoarea de piață, adică deținerea respectivă. A scăzut cam cu 7 miliarde, 8 miliarde aproape pentru Amazon. Deci dacă n-ar fi fost căderea Rivian, poate aveau profit Amazonul, hai să zic, 4 miliarde de dolari sau 5 miliarde, ceva la modul ăsta. Tot ar fi fost scădere de net profit. Iar pentru întregul an, ștacheta este coborâtă foarte mult, este coborâtă până la 1,7 miliarde de dolari. Deci se pare că 2022 este un an un pic mai dificil, chiar și pentru Amazon, bine, la scala lui de mărime, și eventual după aceea să se revină la 29 de miliarde profit net într-un an, 40 și ceva de miliarde în anul 2024. Am pus eu acolo un semn de întrebare, corecția asta de la Rivian, pentru că poate un investitor ar fi tentat să spună, păi ok, s-a întâmplat odată, nu ține de operațional, merge mai departe, că e one time. Dar totuși, dacă este de mai multe ori, adică poate să mai scadă, nu mi-am propus neapărat să evaluez Rivian, să-mi dau eu seama, să-mi dau o părere, dar poate la un dat până începe toată producția, profitabilitatea, va să mai scadă, ceea ce ar însemna minus pe profitul net. Adică evaluarea era destul de mare la un moment dat și acum a necesitat o corecție. Dacă ar fi să folosim unul dintre indicatori, că nu am trecut mai mulți aici, preț supra profit, deci price to earnings, la un preț al acțiunii, vedeam zilele trecute, 2518 dolari era, capitalizarea Amazon e 1,27 miliarde și raportul, hai să zicem, raportul față de profitul pe 2021 ar fi fost de 38 de ori profitul. Raportul față de profitul din 2023, cel estimat ar fi de 43 de ori și acestea destul de ridicate. Nu mai spun de 2022, că are această coborâre de profit, ar fi 147.
Sigur că o decizie nu se ia doar pe bază de P/E ratio, doar că ce spun aici este că la Amazon nu mai avem neapărat acel argument. Lasă, domnule, nu contează, plătim multiplu mai mare, că oricum crește cu 30%, cu 25% business-ul. Uite că nu mai crește cu 25%. Deci e posibil undeva că asta e și cu corecția, până la urmă și Amazon n-a putut să evite și a oferit o corecție de preț, din această clește, din această menghină, scădere de profituri, scădere de multipli în general pe piețele internaționale, inclusiv cea americană. Mai departe, al doilea exemplu pe care l-am selectat este The Alphabet, care are, este în jurul brandului Google. Tot așa, venituri și profit net. Dacă anul trecut avusese pe întregul, pe 12, 258 de miliarde aproape venituri, în creștere foarte bună, 41%, profitul net fusese 76 de miliarde, peste 80%, aproape 90% creștere, începe frâna și la, sau a început frâna și la Google. De exemplu, pentru întregul an 2022, estimarea actuală este 299 de miliarde venituri, adică doar 16% avans. Net profit, analiștii spun 76,8, în fine, o mică creștere acolo, hai să zicem stagnare, dacă să folosim un cuvânt mai general. Asta pe întregul an. La primul trimestru, deja s-a văzut că au avut o profit net ceva mai mic față de primul trimestru din 2021. Ce am văzut eu așa prin raportul lor la primul trimestru, au zis așa, marile sau principalii driveri de venituri, Google Search, YouTube, Google Cloud, în general au avut creștere de venituri, marjele cât de cât s-au menținut, mai mult sau mai puțin așa, deci nu acolo ar fi problema, însă la un moment dat vedeam acolo other expenses și nu prea detaliau ei, unele poate fi și niște investiții sau niște cheltuieli avansate pentru anumite proiecte, other expenses, de vreo 5 miliarde de dolari. Era diferența între Q1 2022 și Q1 2021. De aici cam rezulta scăderea de profit net. Deci de asta în primul trimestru am avut un profit ceva mai mic. Dar hai să spunem că Google, dacă e să le comparăm, să comparăm cu celelalte, nu e în cea mai rea formă a sa, compania și evaluarea la un preț pe acțiune de 2451 de dolari, când am luat eu datele acestea, capitalizare de 1,54 trilioane, P/E ratio pentru anul actual, 2022, ar fi în jurul 20, ceea ce nu e de lepădat, să spunem. Și aici, desigur, sunt valabile toate cele spuse înainte. Dacă nu se întâmplă șocuri majore pe piețe, dacă nu are mari probleme în anumite geografii, da, atunci poate să-și realizeze cifrele și e mai bine poziționat. Și de asemenea, un al treilea exemplu pe care l-am luat, Facebook sau Meta Platforms, cum este acum, redenumit întregul grup, pentru că știm, grupul Facebook sau Meta mai include Instagram, mai include WhatsApp, care încă nu e foarte monetizat, are niște, că mai vedem, are niște surse de monetizare, dar nu chiar la capacitatea care ar fi la un moment dat. Veniturile grupului ar fi, o luăm cu anul trecut ca să avem un track record așa, 118 miliarde aproape, deci vreo creștere de 37%, seamănă un pic lucrurile cu ceea ce vedeam la Google ca dinamică, net profit 39 de miliarde, deci foarte mult creștere anul trecut. Când ajungem în 2022, ce vedem? La primul trimestru 2022, 28 de miliarde venituri, adică doar 6% creștere și profit net în scădere, 21% este scăderea. Profitul net a fost doar de 7,5 miliarde. Deci iată că și tehnologia are și ea provocările sale, chiar dacă nu e în sector de materii prime sau, eu știu, au și niște costuri cu energia normal, dar iată că sunt loviți și ei într-o anumită măsură pe profitabilitate. Pentru întregul an, estimările actuale ale Seeking Alpha arată 132 de miliarde venituri,
de dolari și 34 de miliarde net profit, deci ar putea fi o scădere chiar și pe întregul an de profitabilitate a Facebook, după care să se reintre într-un ritm din acesta de 17% pe an, să zicem, pe câțiva ani. La Facebook, dacă ne-am uitat la sfârșitul anului trecut, că aici fac legătura și cu trimestrul anterior și acest trimestru, dacă ne aducem aminte pe preț, bine, n-am mai pus aici și prețul că încărcam prea mult imaginea, acțiunile Facebook au scăzut de la un anumit nivel. La sfârșitul anului trecut au dezamăgit, dacă țin eu bine minte, erau utilizatorii într-o creștere lentă, începuseră, deci se vedea acea încetinire pe vânzări și chiar și guidance-ul era destul de slab, de aceea Facebook, ne aducem aminte, au scăzut cu vreo 20% într-o zi după ce au raportat. În momentul în care venim acum la primul trimestru, cred că investitorii se mai așteptau la încă ceva mai rău, așa, da? Deci cumva bara peste care să treacă compania era setată foarte jos. Ce ar fi putut să zică? Doamne ajută să nu înceapă și ăștia să piardă din utilizatori, da? E bine, încă nu s-a întâmplat acest lucru și bine, depinde de managementul lor cum o să facă, să mențină baza de utilizatori, să creeze și alte surse de venit, că știm din chiar specialiștii din marketing, din social media spun, pe Facebook e o anumită generație sau plajă de vârstă, pe Instagram e o altă plajă de vârstă și apar alți concurenți, da, TikTok, care deocamdată nu e deținut de vreunul dintre marii jucători, care poate să ia o altă plajă de cerere sau de vârstă. Și atunci Facebook trebuie să navigheze în viitor și printre aceste provocări. La trimestrul 1 nu a dezamăgit și chiar pe seama asta aș pune, chiar mă uitam pe ultimele săptămâni, a scăzut cu vreo 10% mai mult sau mai puțin, iar când a publicat rezultatele a crescut 10% în două zile. Deci investitorii au spus ok, hai că nu ne-a dezamăgit și Facebook, da? Și atunci și-a revenit cam pe unde e și cred că chiar față de acum o săptămână, două, cred că e mai sus ca preț. Investitorii măcar și-au luat așa o doză de răgaz pe această evoluție. La multiplii de evaluare, Meta Platforms stă ceva mai bine, adică multiplu P/E ratio pe profitul estimat de analiști pentru 2022 ar fi un 16,6, ceea ce cred că n-am mai văzut de mult la o companie de tehnologie multiplu de 16 sau sub 20, pentru că știm că anul trecut era 25-30, profitul uitat privit în față, că cel privit în spate era chiar mai mare la un moment dat. Deci aș spune că, practic în exemplele, cele trei exemple, am dat un jucător mare care a dezamăgit în acest trimestru, Amazon, da, mă rog, în trimestrele anterioare mersese bine, apoi unul care este destul de echilibrat, Google, se ține acolo cu profitabilitatea și cu creșterea, și Facebook, sau Meta Platforms, care dezamăgise a trimestrul anterior, dar deocamdată n-a mai dezamăgit încă o dată, s-a mai așezat. Și acum, sigur, cei care sunt pe anumite pe industria asta ar putea să aibă mai multe argumente, să zicem, să aleagă între una sau alta, sau mă rog, să se poziționeze pe vreuna din ele. Deci cam asta ar fi big picture pe jucătorii mari. Și în încheiere și eventual dacă mai sunt ceva, ori întrebări de ale tale sau de ale celor care ne urmăresc, jucătorii mari din tehnologie am văzut, unii mai încep să mai aibă mici probleme la profitabilitate, jucătorii mai mici, aceia de creștere, hai să spunem așa, Zoom e un exemplu. Ce mai avem? Netflix, care bine, el e aproape jucător mare acum. Apoi UiPath, cine se uită, Palantir și ce mai sunt alte companii de creștere. Cam toate și-au modificat acea pantă, adică nu mai avem perspectiva unei creșteri accelerate, ci unei creșteri moderate a vânzărilor, a cifrei de afaceri. De aceea am avut toată acea corecție, deci una explicabilă chiar prin metode de evaluare, nu doar că a început sau investitorilor nu le mai place tehnologia. Nu asta e ideea. Ideea este că erau foarte scumpe acum un an de zile unele dintre ele.
Cam asta ar fi Deci că imaginea curentă. să înțeleg că ar trebui, ca să fim fericiți ca investitori, să ne moderăm un pic așteptările și să nu mai gândim la ceea ce a fost acum 2 ani, pentru că nu mai este cazul acum. Exact. Ok, câteva întrebări avem din partea celor care ne urmăresc. Cineva ne întreabă așa, apropo de Amazon, să ne așteptăm ca Amazon să ajungă în zona 1700? E 2300 și ceva acum, dacă mă înșel. Da, care acum, da, care el de fapt a pornit din vreo 3000, da? Acum depinde cât de mult reușește să se repoziționeze pe creștere, pe creșterea business-ului, după ce cam toată lumea s-a lămurit, ok, în 2022 o să aibă profituri slabe, da? Dacă aș vedea, nu știu, 2 trimestre, 3 trimestre consecutive de dezamăgiri pe anumiți parametri, sigur, se mai poate merge mai jos prețul. Nu-mi dau seama, cel care pune întrebarea, poate că 1700 e ceva legat de vreun suport sau ceva analiză tehnică, n-am exact imaginea graficului, dar poate ar însemna încă 20%. Deci dacă mai ai un trimestru rău, sau două, sau slab, se poate. Dacă pe de altă parte avem ca la Facebook, da? Deci un trimestru a mers mai slab, poate al doilea nu mai dezamăgește și a doua oară, ca să zic. Atunci se stabilizează pe undeva și am văzut de multe ori, chiar și zilele trecute, poți să ai o revenire pe preț dacă în iulie sau în august, mă rog, la următoarea raportare, lucrurile nu mai stau atât de rău. Sigur, acum fiecare are strategia sa de tranzacționare. Nu știu dacă suntem chiar în postura de a vâna niște discounturi foarte mari. Ele pot să apară, dar uneori te poți poziționa sau, mă rog, iei în trepte, mai iei, dacă cel care ne-a pus întrebarea e interesat de Amazon, mai degrabă să se uite la o zonă de preț, nu neapărat la acel 1700, care nu știm dacă o să se atingă. Da, și ar trebui cumva să aprecieze dacă prețul actual sau prețul pe care îl spune 2700 sunt cele pe care le consideră ca fiind ok ca să intre la cumpărare, pentru că asta e de fapt mai important. O altă întrebare legată tot de o companie, avem câteva întrebări specifice, AT&T. Cum vezi AT&T după scăderea de la 29 din februarie 2020 la 19 dolari acum, când a crescut peste media mobilă de 200 de zile? Da. Asta fiind și o corelație cu analiză tehnică. Bine, chiar dacă background-ul meu sau specializarea e mai mult pe analiză fundamentală, ce aș putea spune este următorul lucru. AT&T era considerată, bine, nu știu dacă era una dintre cele mai leneșe companii, adică stagnare pe venituri, mă refer, cifre de afaceri, profituri, și la un moment dat cred că a avut o scădere de profit. Nu mai țin minte dacă acum un an, doi, mă rog, s-a poziționat mai jos. Da? Și atunci cam toate prețurile acțiunilor s-au dus semnificativ mai jos și atunci cine s-ar uita la o astfel de companie, dincolo de aspectul de analiză tehnică, care probabil așa este, o fi trecut înapoi de peste o medie, ar trebui să se uite dacă există niște motive de reaccelerare. Și fac un pic o paralelă, chiar dacă n-am acum exact cifrele în minte, dar poate să se uite cei interesați. Niște companii, așa zis, dinozauri, da? Din Statele Unite, IBM, Oracle, ai zice despre ele, domne, ce mai vor, gata, e altă economie. Păi da, și ele încep. IBM are niște proiecte de dezvoltare, Oracle investește și pe alte segmente. Deci unele se pot măcar parțial reinventa pe anumite zone. Poate și AT&T așa, n-am studiat recent, dar eventual să sape mai mult cei care sunt interesați și să se reintre într-o perioadă de creștere mai bună. Dar, repet, imaginea pe care o am eu despre AT&T este că una dintre cele mai plictisitoare și leneșe, să zic, ca evoluție acțiuni de prin America. Dintre cele mari, mă refer. Ok, o întrebare, mai mult ca sigur avem de face cu cineva care se răsună la început. Ați mai întâlnit astfel de scădere în ultimii 25-30 de ani? Depinde pe ce Sigur, piețe. da, sigur nu a trăit criza din 2008, pentru că Da. altfel ar fi avut răspunsul.
Da, exact. Deci, dacă e să ne aducem aminte, în 2008-2009, indicele S&P a scăzut cu vreo 50 ceva la sută, dacă mi-aduc aminte, sau 60% parcă, nu? Da, cam așa, da. Între 50-60%. Deci e ca și cum acum s-ar duce din 4800, s-ar duce în 2000. Da? Deci nu Și suntem ceva. acolo. Da? Și asta dintr-un anumit punct de vedere. Deci, pe indicii majori, situația nu e atât de dramatică. Faptul că S&P-ul a scăzut cu vreo 10-15% de la maxime, hai să zicem 15% mai rotund așa, și Nasdaq cu 20% sau peste 20%. Însă, pe anumite segmente, Nasdaq-ul mai de jos, da? Mai din adâncimea pieței, să zic, americane, da, am avut și scăderi de 50%, de 70%. Deci mai devreme Netflix, cred că e la jumate față de maxime. La fel Zoom, care Zoom evoluează bine ca business, mă rog, rezultatele, dar din moment ce era overreaction pe 2020-2021, normal că la un dat a venit elasticul, s-a dus înapoi cum ar veni. Și nu cred că Zoom are o... adică, mă uitasem la un dat la niște rezultate și părea ok așa overall, dar venea de foarte sus, adică fusese poziționat de investitori foarte sus. De aceea, și cu asta închid răspunsul aici, de multe ori eu cred că mai e și problema investitorilor, adică nu doar a companiilor, da? Cine te-ar pune, bine, noi care suntem aici în discuție nu influențăm noi marile companii și piețele și așa, dar ca idee, de ce ai plăti X pe o companie la care nu ai o perspectivă, doar că ți se pare că e pe un trend așa mai cool, ca după aceea să-ți dai seama, păi stai așa că va face cash flow peste nu știu câți ani, va face profit peste nu știu câți ani și a mai și dezamăgit un trimestru și lumea s-a întors invers ca percepție. Și ok, ești cumva prins acolo, vezi cum faci mai departe, dar într-un fel era problemă și că era prea sus prețul respectivei acțiuni. Aș avea o mică completare la ceea ce ai spus tu, Cristi. M-am uitat în urmă cu aproximativ o lună, cred, pe companiile din componența Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 și pot să spun că sunt destul de multe companii care în ultimul an au scăzut 80-90% companii incluse în acești indici. Deci depinde unde te uiți, pentru că dacă te uiți în S&P, de exemplu, 25% aproximativ din valoarea indicelor este dată de cele câteva companii mari de tehnologie. Dar sunt altele mult mai mici care au scăzut foarte, foarte mult acolo. Pe de altă parte, pentru cel care a pus întrebarea asta, nu știu dacă este începător sau nu, dar dacă este începător, este la început în investiții, aș vrea să-l felicit în primul rând, pentru că a venit în lumea asta și încearcă să înțeleagă. Vreau să vă spun tuturor că nu există întrebări bune sau proaste, există doar întrebări. Este foarte bine că vreți să aflați, să înțelegeți mai bine lucrurile, pentru că doar așa, înțelegând lucrurile și înțelegând cum funcționează piețele, veți reuși să obțineți rezultate bune investind la bursă. Dacă mai aveți întrebări pentru Cristi, vă rog, mai avem câteva minute alături de el, vă rugăm să le puneți acum. Până atunci, Cristi, mai am eu două întrebări venite pentru tine înainte de eveniment. Prima ar fi: ce sfaturi ai da unui tânăr de 25 de ani care nu a investit până acum la bursă? Bun, tânăr de 25 de ani, sigur, trebuie să știu despre acel profil mai multe, mă refer venit, domeniu, etc. Dar poate să înceapă și cu piața românească și cu internațională. Sigur, aici noi în discuție suntem mai mult pe internațional, dar ca idee și pe piața românească există variante. Și poate începe, până se mai documentează, să înceapă cu acele instrumente care replică un indice, adică ETF-urile. Pe internaționale găsim destul de larg răspândite pe sectoare și pe indici și pe România avem un exemplu. Într-o primă fază, nu i-aș recomanda neapărat să se ducă țintit pe un anumit sector. De exemplu, am auzit eu că acum merge, nu știu, tehnologia. Iată că se poate, mă refer preț de bursă, uneori să nu meargă în anul respectiv, da? Deci nu mergem sau merge agricultura, sau merge energia. Nu știm dacă poate s-a
poate este la sfârșitul unui trend, da? Și atunci să înceapă cu indicii majori, așa pe S&P sau pe, eu știu, pe alte economii, da, pe alte zone, timp în care se mai documentează, vede, își creează niște indicatori, ok, nu zice nimeni că trebuie să operezi cu 30 de indicatori, 2, 3, 4, cât poți să urmărești, astfel încât să spui, uite, dacă îl urmăresc pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, eu pot să trag niște concluzii și să le urmăresc, să-mi dau seama dacă am luat o decizie bună sau dacă n-am luat o decizie bună, mai învăț din ea, cumva. Dar nu că există și capcana să te vină peste tine informația, da? Și analiză tehnică și știri și fundamentală și de ce e așa și nu e invers. Deci unele mai observă cel care ne-a întrebat și pe măsura experienței. Și un alt aspect, să investească constant, cu o anumită periodicitate să-și stabilească el și să investească, pentru că pot fi perioade bune de investiții, pot fi perioade slabe. În momentul în care e o scădere, faptul că psihologic tu știi că mai aportezi sau continui să economisești, să investești, nu te deranjează prea mult, să zicem că au mai căzut niște prețuri, poate s-au mai ieftinit niște acțiuni bune în care tu credeai. Ok. Și o ultimă întrebare, dacă nu mai avem altele din partea celor care se uită acum la noi. Care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în cariera ta de investitor la bursă? Da. Cred că au fost, nu știu, hai să zic, două, mă rog. De fapt, nici nu știu dacă se numesc greșeli. Ok, dacă ne uităm la rezultat, am putea zice că e o greșeală, domnule, s-a pierdut. Dar până la un punct ele pot fi asumate. Adică să spun așa, domne, pe niște instrumente cu un risc mai mare, adică acele instrumente cu levier, da? Ok, vreau să investesc pe cutare și îmi asum că poate să iasă foarte bine sau poate să iasă rău, să zicem, sau mai rău, da? Și atunci să spui, da, uite, n-a ieșit, făcând eu rezultatele, acolo am pierdut suma X. Deci sunt sau au fost de-a lungul timpului câteva, dar nu ceva major, să zic, nu știu, care să damage things. Privind retrospectiv, sigur că toți putem să spunem, în momentul ăla trebuia să nu mă expun, trebuia să iau altă decizie. Ok, bun. Cu mintea de după se mai tragem niște concluzii. Important e să învățăm la momentul respectiv, după aia să nu repetăm acel tip de greșeală, că mai pot fi făcute și altele. Absolut corect, Cristi, asta mă gândeam și eu, că este important nu să nu faci greșeli, ci să înveți din ele. Vă spun, noi aici suntem doi oameni care avem ceva experiență în piețe. Toți am făcut greșeli, toți facem greșeli, uneori și acum facem greșeli, poate nu atât de mari pe cât le făceam la început, dar este ok să faceți greșeli, este ok să greșiți. Învățați din experiența pe care ați avut-o, înțelegeți de ce ați greșit, pentru că asta vă poate duce mai departe într-o zonă în care veți obține randamentele pe care vi le doriți. Și încă o chestie, scuze înainte de închidere, aduc aminte, celebrul Warren Buffett, da, care în general sunt de acord cam cum vede lucrurile, da? Și el a mai făcut câte o nefăcută, dar asta mi-aduc aminte cu airlines, da? Investițiile în airlines, în companii aeriene, de prin martie sau aprilie 2020. Și nici acum eu nu-mi dau seama dacă a greșit când a intrat pe acele companii sau a greșit când a ieșit de pe acele companii. Da? Deci, na, se întâmplă, n-a intuit bine, se gândea că o să se întâmple și nu s-a întâmplat sau și-a schimbat părerea, în fine. Așa a fost la momentul respectiv. Nicio problemă, e o decizie, ți-o asumi și mergi mai departe, pentru că așa este viața, unor câștigi, alteori pierzi. Important este să înțelegi și de ce ai câștigat și de ce ai pierdut. Mulțumesc mult încă o dată, Cristi, pentru prezența ta în această seară. Mersi și eu, mulțumesc și celor care au participat în discuție și succes în continuare în eveniment.